M-a văzut ambalan sau nu m-a dat? Sigur te-a văzut, mai stai un pic. Mai stai bine, un pic. Bine că sacoul ăsta mi-acoperă. Bine, gata, te-a văzut acum. M-a văzut? Superbă, da, gata, poți să te liniște, s-a văzut perfect. Gata. Da, ambalan, te pupăm, dar tu insiști, Cristina, nu te lași. M-a văzut, da, și am zis, dacă cât mai merge, mai bag. Da, mi se pare mai... Când nu mai merge, și eu la fel a zis, cât mai merge, aș mai băga. Sincer, da. Da, Luma Samara îi place pe ambianță, pe alternativă, târnosiți-l un pic și pe Arsenie. A, da, eu n-am nimic împotriva și lui Arsenie, da. Să vină cu el cu tot. Dar n-am, nu știu dacă am mai scos ceva, piesă. Dar ce mai contează ce am mai scos? A, dai, fel, și cu... Îl târnosim la un remix. A, dai și cu ramuri de tei, l-am uitat, și cu Nino, Nino ăla, Picasso. Ceva, da, flori de tei, da. Că parcă eu îi vreau pentru piese. Să mă ierte Dumnezeu. Exact, și asta e adevărat. Bine, am înțeles mesajul. Vreau să mă facă ei să cânt și eu, mă. A, o, asta da. O să cânt, Raluca, mie că o să cânt. Orice cânt. Bine, revenind un pic la normal, bun găsit, Cristina. Unde mergi tu îmbrăcată așa în această seară? O poveste care se conține cuvântul borcan. Oh, după ce am pus murăturile în borcan, m-am îmbrăcat frumos și mă duc la club, pentru că pe la 20 de ani nu prea am fost. Mă duce Mădălin cu mașina, mă lasă la club. Fac, a, te las acolo? Da, păi el nu vine după, cu tine? Nu, după aceea îl sun și spun să vină. Nu, cu fetele, cu fetele. E dambălan acolo, sigur. A, ești, da, cu fetele. Da. A, te duci să-i faci lipea la Raluca. Da, așa, cu dambălan. Pentru un duet muzical. Da. Bun, apropo de Mădălin, Teo Roz era cea care a afirmat după ediția Concept faptul că, mă rog, nu v-ați mișcat voi ca dansatorii profesioniști. Mi-a zis, da. Însă că s-a văzut pasiunea. Bă, asta e tot ce contează, Teo, tu ești mică încă. Nu, știu că asta e tot ce contează, tocmai de asta m-a apreciat. Pașii de dans, important să dansăm în același ritm. Da, corect. Și am dansat în același păi șapte, dar în același timp. Dar în același timp. A fost chiar a fost. Da. Tu ai folosit asul de mânecă data trecută și ai venit cu soțul tău, Mădălin. Corect. Păi dacă am văzut aici că e cu nașă, cu cuscră, cu prietene. Să știi că am zis. Am zis că nu prea știi să dansați. Am zis, bă, frumos, să vede pasiune, iubire, să vede în ochii voștri. Dar nu știu să dansați. Dansul, nu. Eu am zis că mi-a plăcut foarte mult. De la mine e pălăria, tocul. E, știu, dacă bine e comportat. Bine, am vorbit după seama faptului că eu când l-am dus de când eram mică. Și sunt unii bărbați care nu știu să danseze, nu înțeleg de ce îi chinuie și îi pun să danseze la dansul mirilor. Da. Un figel drept, pune-l pe un scaun, un figel acolo și dansează. Tu mi-ai zis, da. Când o să veni Tonciu cu bărbatul ei la emisiune? Tonciule? Niciodată. Nu. De ce? Că bărbatul meu e prea șmecher ca să apară la televizor. Adică ce vrei să spui? Adică la... Adică Mădălin nu e ce? Că a apărut la televizor. Mădălin e bărbat de televiziune. A fost prezentator despre ce vorbim Cristina. Adică Cătălin e un prost că a venit. Nu, Mădălin e obișnuit cu televiziunea. Ia zi Andreea, Cătălin e un prost că a venit. Cătălin, Dar ce are Nicolul ăsta? Andreea Tonciu, în schimb, spunea că pe soțul ei nu l-ar aduce în cadrul show-ului să o ajute în vreun moment, nu l-ar implica, pentru că este prea șmecher. Soțul meu n-apare Ilinca la televizor și na, am făcut și o glumă. A, era o glumă? Dar e șmecher oricum. Asta voiam să te întreb, cum adică e prea șmecher să vină aici să te ajute pe tine, să fii implicat? Nu vrea, din cauza lui am refuzat o grămadă de proiecte, pentru că trebuia să fie și el și n-a vrut. Și o grămadă de bani. Da. Asta e. Dar mi-a dat el după. Mi-am zis, nu vrei? Reverse bagă mâna în buzunar atunci. Corect, Andreea, și asta. Bun. Cum arată ținuta? Foarte sexy, îmi place foarte mult cum îți vine această rochie. Eu aș fi pus-o fără dress, din punctul meu de vedere. Da, draga mea, dar dacă eram fără dress, te cam vedea cam tot, adică n-aveam și cum. Și ce dacă, draga mea? Ei, hai totuși să vreau existe să o limită fi... până acolo, știi, unde... Lasă, că e frumos și așa. E, dacă aveam 20 de ani, poate, lasă, dar așa mai am un pic până la pensie, vorba domnului Moris Munteanu și... Eu sunt bătrână, păi... da, și la 50 de ani și la 80 de ani o să umblu cum vreau. Ba, profesionistă. Rușine că sunt în fața camerelor, chiar dacă o să ară nașpa. Contează ce avem aici în interior. Da. Exact. Mulțumesc, Andreea.
Bia? Bia, da, mie acum pupii de la Bia îmi trece prin cap cum ai arătat tu fără dres și eu fără cămașa asta pe mine. Și eu la fel mă gândeam cum aș arăta cu Dan Bălan, dar nu vă mai spun treaba asta. Cu Arsenie, adică, și cu toată gașca. Adică mai bine cu comentariul la ținuta fetică, na. Nu știu, te-am văzut în repetate rânduri în rochițe. Îmi place că ai un corp frumos. Păi acum două ediții n-am fost în rochiță. Ia uzi, nu știu să te îmbraci altfel. Ce dacă îmi place? În rochiță? Da, dar acum două ediții n-am fost de astea, deci ai foarte multe în garderobă și o să vii cu toate în Bravo I Still Celebrity să le vadă lumea, mi le da? Mai și cumpăr pe parcurs, că o, nu am mai luat, deci ai suficiente. Dragă nu-ți Bia, mai lua. Nu. M-auzi că n-am fost în rochie, nu ediția trecută, cealaltă, n-am fost în rochie. Ediția cealaltă? Nici atunci. Când, că... nici atunci, în gală n-am fost în rochie, de exemplu, a fost o struță, o cămilă. Da, te îmbracă cineva, numai că am văzut că tot așa ești, tot cu piciorul afară, cu bentiță de asta așa, gen porjatier sau nu știu cum să o numesc, dar tot așa când am mai fost eu? Acum ai zis de gală, ai avut un pantalon sau nu știu era ce în față, era, cu pantalon? Niște prins așa, exact cum e rochia era asta. Era prins ca să nu zboare. Dă poșeta de acolo, că nu... Nu vreau să o iau. Nu se vede bine nu, prin soarea aia. Nu, că nu se potrivește aia, chestia asta și nu vreau să se vadă. Aha, deci îți face ți le faci undeva pe comandă rochile. Nu, dragă, mi le-am cumpărat. Și aia din gală tot era cumpărată nu, de la aia din gală nu, aia era făcută de. Da, bine, dar ți le faci pe comandă. Deci ți le faci, practic. Asta e cumpărată, cea din gală e făcută. A, și cealaltă, te-ai dus la croitoreasă și ai copiat-o pe asta. Și ai zis, da, punem două chestii de astea aici, că m-am dat. Hai mă, Bie, te-am lăudat ieri că ai avut un discurs coerent, astăzi mă zăpăcești iar. Păi, și tu mă zăpăcești dacă vii așa îmbrăcată. Ce vrei. Vreau să știu cum se face Ilin, ca să știu și eu de acum încolo cum să procedez. Uite, ți-am zis, asta mi-am cumpărat-o. Cea din gală a fost creată de un designer tânăr. Bia, pe cine copiază Cristina, de zici că vrei și tu să înveți, să știi pe cine copiezi. Vreau să învăț cum se procedează cu rochile astea, că am văzut că are foarte multe rochi în același stil. Toate sunt mulate, toate sunt sexy, toate sunt păi, pe balamuc în aici. A, deci nu schimbă, asta vrei nu să schimbă, spui, nu schimbă. E în același, da, dar sunt foarte diferite zonă. Toate. Nu știu dacă ai observat acest lucru. Sunt foarte diferite. Și pantofii... Nu știu. Nu-ți plac? Mie-mi plac pantofii cu pietricele, dar... La ochi e, la... Nu știu, ești... Nu e știu, bine de club, haotic. Așa? Mă nebunești cum așa de îmbrăcat. Club nu e bun? Eu nu m-aș duce așa în club. Dar cum te-ai duce? Aol! Nu m-aș duce așa. Dar cum te-ai duce așa, cum ești tu acum? Nu, mergem odată în club și o să vezi cum îmbrac eu în club. Dar așa nu. Așa nu. Ok, ce mulțumesc, Bia. Roxana? Da. Mie mi se pare, arată foarte bine, Cristina. Nu-mi plac pantofii. Adică eu nu i-aș purta. În schimb, este foarte bine cu genul ăsta de rochițe. Doar că, într-adevăr, la un moment dat am auzit și eu că jurații au lăudat-o cumva, cred că la trei ediții, în trei emisiuni, în care era foarte sexy și cu rochițe mulate și pe toate cele trei au lăudat-o foarte mult și cred că a ținut asta, știi, în minte și a zis gata, de acum știu clar, mă duc pe... Și ce-ar fi rău în asta și... dacă ar fi așa? Ar fi rău. E normal să ținem cont de părerea juraților? Nu, spun punctul meu de vedere, pot? Da, nu, te-am întrebat ce-ar fi rău. Mi-am spus doar punctul meu de vedere. Că mi se pare că merge la sigur. Mi se pare că merge la sigur, îmi cer scuze. Okay. Se pare că merge la sigur, că nu riscă. Din momentul în care au lăudat-o pe treaba asta, că e sexy în rochițe mulate și vin foarte bine, repet, merge cumva la a găsit sigur. Rețeta da. Potrivită. A zis, a, ok, dacă așa stă bine, nu mai. A încercat după altceva și n-a fost punctat ok și atunci ce a zis? Mă, știu sigur că asta e părerea mea. Și stilul se face din mai multe piese. Tu ai multe, am văzut pe Facebook. În, și aici ce am puține în, dula, în vitrina aia albă ai multe, multe. Nu e albă, e aurie. Aurie, mă rog. Mm-hmm. Ai multe, da, multe. Dar asta ce? N-am multe piese pe mine acum, nu? Adică nu sunt suficiente. Exact cât trebuie, trei. Sunt trei. Nu, așa trebuie? Nu, patru, iar trei, patru. Cu ciorapi. Da, nu trebuie, eu nu știu de unde ați căpătat așa, ideea asta. De când asta. Am intrat în emisiune, am auzit și eu la Raluca. Minim, nu știu, hai că plecăm de aici, cer multe trei piese, nu?
Ne-am zăpăcit. Era o glumă, Roxana, o glumă pe care a luat-o. O glumă, o glumă care a început de la pupii de la Bia. Ah, ok. Pupii de la Bia. Pupii de la Bia a lansat pe Ter. O întrebare splendidă. Câte piese conțin un stil? Am înțeles. Minim 3, maxim 300. Hai să vedem ce spun jurații despre ținuta ta astăzi, Cristina, te rog. Bună! Bună! Deci, în primul rând, chiar dacă este o rochie mulată și sexy, pentru că se vede foarte frumos piciorul, ai picioare foarte frumoase, n-am înțeles acea clemă de plastic oribilă. Păi am ascuns-o, știu. Da, nu știu cine a putut să creeze așa o oroare și să facă, să folosească ca și accesoriu acel plastic, pe care bineînțeles că tu l-ai asociat cu niște pantofi cu pietre. Geanta categoric nu se potrivește, pune pe partea cealaltă. Păi a pus-o soraca special ca să ascundă clema aia. Păi știu, dar trebuie să vadă lumea și ce geanta ai. Vrea să o tai. Și nu în ultimul rând, este șlițul este mult prea exagerat în cazul de față, în cazul acestei rochii. Cu piesele ar fi o problemă, pentru că piesele nu sunt cele mai fericițele, săracele. Dar eu apreciez la tine... Dar pe televizor dau foarte bine. Da, dragă, efectul este unul... Uite, San Loranu exact. De bărăgan, de câmpie, de șes. Dar eu apreciez la tine faptul că diversifici și cumva, domnule, chiar propui niște zone stilistice. Deci, ținuta mie îmi place să spun... Păi vreau să fiu și eu pe sex, te rog eu, potolește-te. Deci, uite, fac din asta așa, știi, ca să sugerez o chestie cu mâna eu. Deci, mie îmi place ținuta, îmi place cum stă cu rochia, într-adevăr se vede foarte bine pe ecran, este un Saint Laurent, ai lucrat cu stilist la ținuta asta, pentru că altfel n-avea cum să-ți dea până în cap. Doamne, mulțumesc pentru compliment. După pantofi sunt leșinată, îi vreau și eu, îmi place cum ți-ai făcut uetul și tu ești fericita pe care eu am ales-o pentru provocări. Opa! Pa. Totuși, chestia asta este nedreaptă. Tu ți-ai ales pisi pe una dintre concurente pentru că ai provocări? Da, pe Alexandra Ungureanu. Și le-ai zis, nu? Da. Și le-ai zis Teoros. Da. Și am ales-o pe Cristina. Dar acum ar veni, stați, că trebuie să fim drepte față de toate celelalte concurente. Deci, dacă le-am ales pe Alexandra, și Stanu și Teoros, după aia vine și rândul celorlalte, că nu se poate trei să ducă. Bineînțeles. Greu și alilalte. Și Dea cu Bia mai sunt combinate pe provocare. Dea cu Bia mai... Da, e altă provocare. Aia e altă provocare, aia da. E altă provocare. Altceva, da. Bine, atunci, pe restul vedem. Mie mi-ar plăcea să fie așa. Dar nu neapărat săptămâna viitoare. Ba da, păi cum? Săptămâna viitoare, nu? Săptămâna viitoare, cum o să vină toate? Păi nu toate, n-am cum toate săptămâna viitoare. De ce, dragă? Hai, când... Când vrei tu. Okay. Odată când vrei tu. Să când vii... vrea ea la anul. Cu dragă, într-o curând, ediție, când în vrea, curând, foarte curând. Într-o ediție când vrea să vină zi nevastă la Kurt Cobain. Kurt Love. Odată vine Kurt Love. Vezi că e greu, Kurt Love, chiar e greu. Dar te concentrezi pe personaj. Da. O studiezi pe Kurt Love, nu e atât de greu, dar e greu. E simplu, dar nu e simplu. Nu e prototipul tău, Kurt Love. Odată Angela Similea. Pe eleganță, pe lux, cocoană, superbă. Ia uite-o pe Alexandra. Nu, și cu referință, alo, Teoros, cu referințe. Am zis 1-1, mie veniți cu referința, mama. Poza lui cetățeana, styling-ul tău. Poza lui cetățeana, styling-ul tău. Întrebare. 1-1. Deci nu inspirat din, nu, dragi. Poți să adaptezi un pic, dar să fie copleșitor de asemănător. Acceptăm mici adaptări. Du-te de la Kurt Love și ca artistă ori în filmul cu scandalul cu Riley Flynn, care vrei tu. Ok. Și mai vreau, fii atent, și pe inima ta. Hai și o Cardi B, ce zici? Bun. A, uite-o și pe Oana. Asta Oana. Vrei o Cardi B? Vreau. Când vrei tu, vină cu una dintre astea trei. Nu, bine. Cu toate trei, dar când vrei tu, că trebuie timp să te pregătești. Da. Kurt Love e cea mai grea. Da, bine. Hai. Să dăm și calificative. Bravo, ai stil. Aoleu. Asta-i Dan. Domnul botezatul. Dănuțe.
Nu, eu nu pot să trec, într-adevăr arată bine pe televizor, nu pot să trec peste acea cataramă, nu pot să trec peste niște chestii de croi, de detaliu, de... Am trecut de multe ori. Eu pantofii vreau și... Păi nu iei și tu o pereche? Bă, da, o să-mi iau și unica ei. Deci? Frumoși. Cătăline, fierbi. Foarte frumoși. Ia uite cum se așează cu picioarele. Cătăline, fierbi. Îți face din alea, cum i-aș face lui Dan Bălan. Pantofii foarte frumoși. Gata. Mamă, era să rupem șirul steluțelor. Dar uite asta că nu. Mi-era frică. Da, mulțumesc frumos. Cristina, mulțumesc. Eu. Măi, dar vreau să fiu și eu sexy, nu cu animalele astea băgate în sutien. Zic și eu, de acord. Mi se pare că sunt trei tipologii diferite. Cel mai greu, nu, pe Cardi B o să o facă realmente ușor, pentru că e așa mai pe sex. Agresiv, așa puțin sexual, exact cum este și Cristina, mi-e place Cristina. Angela Similia Grandam. Am mai dat niște, ținute de Grandam. Cu mine am bulinat-o pe Angela. Care n-au vrea, mi se pare. 15 ani am făcut rochii. Am pus-o în gura lui Puri. Deci tu îți dai seama? Am pus-o în gura lui Puri, dar o să se informeze ea, că ai văzut că e informat.